Păi vă salutăm, distinși consumatori de vloguri în scene. În vlogul de astăzi aflați cine sunt nașii lui Noel și aflați cum au aflat nașii lui Noel că vor fi nașii lui Noel. Georgiana va scrie pe bilețel un mesaj. Scriem. Mă așez ca la școală. Așa. Ce te vedem aici? Vrei să fiți nașii mei? Semnul întrebării. Scriu așa mic, ca să putem să-l băgăm, să-l ascundem undeva. Și bilețelul ăsta... Îl decupez frumos! Exact, și o să ajungă ascuns undeva la Noel, în hainuță. Eu mă gândesc în mintea mea de copil, forever, că pot să-i pun bilețelul în mână. Și la un moment dat să le zic, auziți, mă, dar ce e din mâna băiatului acolo? Ia puneți mâna acolo. Ia vedeți ce e acolo. Acum asta, să vedem. Asta dacă l-ascundem când ei sunt deja aici. Pe da. Altfel nu o să, pot, nu o să putem să ținem copilul cu bilețelul. Nu, țin eu în buzunar. Ei trebuie să vină din moment, dintr-un moment în altul. Da. Și o să-l țin în buzunar și la un moment dat, la momentul propice, da, o să-l plasez. Și, da. Și atunci începem show-ul. Show mega show. Hai că l-am făcut. Ce zici, voi plânge? Nu știu. Eu cred că amândoi o să plângem. Și eu cred. El o să aibă așa o lacrimă finuță, iar ea se va înroși toată, vă ca ardeiul gras, roșu ăla, știi? La capia, așa. Așa. Și va plânge. Să vedem. Pariuri? Plâng? Nu plâng? Scrieți repede în comentarii, fără să trișați, dacă o plâng sau nu. Acesta e bilețel. Uitați cât de mic e. E perfect. Mm? Eu l-am ținut până acum așa, l-am bătut pe spate pe gagiu, că am mâncat și să râgâie. Asta fac bebelușii. Și eu, în general. Cine a venit, tata? Nașii. Au venit nașii. Te mă gândi imediat, trebuie să mă spăl pe mine. Da, mă spăl pe mine. La ora asta se vine, mă? Mai. La ora asta se vine? Ce intră ziua asta? De ce nu se doarme? Am mâncat acum, băiat. Da? De. Da? De ce ești mărit? Nu mă trebuie. Ce mă bănescule? Am cam slăbit cu reaua că am mâncat. Deci am avut încă de cel. Yeah. El este Noelul, Sașii păpușelul, eu sunt porcelul și mami maimuțelul. Bravo! Asta s-a putut. Mulțumesc frumos! Tip top, tip top! Haos, stați-vă lumea, ce fel. Casa de nebuni. Stai tu, mă, tata, acolo. Ce să fac? Nu înțelegi de ce toată lumea se uită la el. Nu iubirea mea, nu. Ia, vedeți, ce e aici? Ia! Puneți mâna, că nu vă mușcă! E un bilețel acolo, mă. Păi, ia pune una pe el. Vește mai încet. Și du-te unul lângă altul și citiți ce scrie acolo. Că trebuie să vă direcționez ca pe... Semn de naștere. Invitația la botez? E... Invitația la botez. Ai, mă. M-aș întreba cineva la muncă și o să vă pună pe voi nași și mi-aș dori, dar nu că eu nașilor. Bă, deci pe noi ne-au întrebat, deci când l-am anunțat, am avut zeci de comentarii, așa că bune știți nașii, pe toate le-am șters. Bă, n-am apucat să din fașe voi erați nașii. Acum înțelegeți de ce vă tot așteptam pe la noi? Voi ați venit în prima zi, n-am avut timp să ne pregătim. Da, să și-am dus de puși pe tine. Adevărul că acum sunteți nașinașul lui ei. Da. Eu și mama au zis, da, iubitule. Așa au zis. E iar pe feraie, gata. Vreau să pup și o mânuță, da, măcar nu pe haine. Pupănașa, pupănașa. Da, iubirea mea. Nu știu, nici n-am filmat, frate, când au venit atunci în prima zi. I-au luat căciulă Gucci, ca să înțelegeți la ce nivel. Opulence. I has it. Plus, mama, au spus, da, iubitule, uite, ce să facem acum? Avem naș, mama. E un flac, vezi? Mm-hmm. E de nivelat. Mm-hmm. Adică ți acoperă costumul de baie tăi. Da, e aici, nu, hai ce operație. Hai ce. E jos, jos, dar este un flac
sub piele. Probabil că sunt straturile care se cicatrizează, da, știi? Da, da. Dar în rest, nu. Ia uite, Nășica și-a luat rolul acum, e tip perfect. Ești nebun? Știm unde lăsăm când plecăm la șpect. Păi stai, am o glumă atât de proastă. Mai ții minte vlogul, un vlogger celebru care compara burgerul cât un cap de... Așa mă, Radu, da. De asta mă uit că e paharul ăsta de cine e mai mare decât capul. Ce glumă. El e nașul, doamnelor. Da, doamnelor. Godfather joke. Ia, e Sambătanașul. E o piesă Sambătanașul? Dacă nu o să fie. Nu băga asta în guriță. Nu, nu. De asta l-ați îmbrăcat cu asta de la noi, special pentru... Băi, deci, n-am zis în vlog, nu? Deci noi inițial a fost ideea, gen, de când am zis gata, ei sunt, am zis când o să veniți voi prima oară, dar mă rog, voi ați plăcat startul și ați chiar în prima zi și n-am putut să ne pregătim, am zis când veniți prima oară să-l vedeți, o să-i pun pe sub body un tricou pe care o să scrie, vei să fiți nașimii. După aia ne-am gândit pentru că e foarte cald și el sub body e piele, că e cald și n-aveam cum să-l chinuim, să-l dezvărcăm, să alea. Și am zis hai să facem asta cu biletul. N-am fost foarte creativ, dar efectul a fost acolo. Normal. Bunescu ziceai că a tăiat ceapă, Diana s-a blocat, s-a închis în ea, nu știa ce să facă, se hiperventila. Misiune îndeplinită, panică la băieți și la fete. Oh. Da, tata. Hai că e cel mai tare, naș. Și cel mai tare film. Este cel mai fin fin. Personalitate, da. Cel mai fin fin. Nu vrea să mă lasă să iau aia din guriță. Vrei să întorci? Nu, mai data viitoare ne pupăm. Nășucii, își iau la revedere de la finuț. De topiți. Asta e de pe YouTube, asta e sigur și nu e melodie. Să trăiască nașii, bă! Început. Așa, tata. Bravo, tata. Înainte de încheierea vlogului, trebuie să vă spunem câteva chestii, adică trebuie să explicăm cum de i-am ales pe Bunești. Ei au fost din start, deci când am zis că avem copii la NC, ei sunt. Și vorbesc tu, ne completăm, cum zici să ne faci? Completăm. Ne completăm. În primul și primul rând am văzut ca nașii, știți că nașii sunt niște părinți, sunt părinții spirituali, știi? Așa cum în cazul nostru cele două perechi de nași ni se potrivesc de minune, ca fiind părinții noștri spirituali, sunt mai în vârstă decât noi și e o chimie acolo, plus că ei vin cu o experiență în față și noi cumva furăm de la ei informații, așa mi s-a părut corect ca Noel să aibă niște părinți spirituali apropiați de vârsta părinților lui natural. Plus că eu, cel puțin noi, așa îi venim pe Bunești, ca fiind parte din familia noastră. Exact, sunt familie și sunt în casă la noi tot timpul, noi suntem în vacanțe tot timpul cu ei, adică sunt parte din familie și ne doream ca nașii lui să fie niște oameni care ne sunt extrem, extrem, extrem de apropiați nouă. Adică, exact cum ai și Maria, care sunt parte din familie. Nu că nașii de cununie nu ar fi așa, însă ei sunt... e o altă legătură aici. Exact, știi? Adică petrecem mult mai mult timp cu ei și copilul o să crească alături de ei, cum ar veni și de copilul lor eventual. Și mi s-a părut că e o chestie mult mai interesantă aici, adică e o chestie de exploatat, să zic așa. Da, pur și simplu a fost o chestie o decizie pe care am luat-o cu sufletul, adică nu, și eu și Mariana am fost amândoi la unison, adică în momentul în care am aflat că sunt însărcinată și a venit și discuția despre naș și așa, amândoi am spus în cor, ca să zic așa, Bunești, adică a fost gând la gând și a fost cu toată inima, adică nici o secundă nu ne-am gândit la altcineva, pur și simplu a fost o chestie pe care am gândit-o și am simțit-o cu fiecare celulă din corpul nostru. Plus că eu sunt o persoană mai egoistă și nașii mei vreau să fie nașii mei, nu și nașii lui. Să ne înțelegem, hai că... Da, mi se pare că se potrivesc de minune în ecuația asta și oricum noi tot timpul zice că suntem familie, acum chiar suntem familie. Adică am oficializat în înrudirea clanurilor, clanul Ionescean, clanul Bunescean. Nu mai aveți scăpare, gata, acum vreți, nu vreți, nu aveți cum să mai scăpați de noi și nici noi de voi, așa că... Am vrut să facem bucata asta la final ca să explicăm puțin, să aibă logic așa, că totul a fost așa de nicăieri. Vlogul a zis că a început la modul astăzi, în Bunești, da. Ăștia vin nașii, bam, care-s nașii, uite nașii, uite cum reacționează nașii, știi, am vrut să... Oricum, cea mai tare fază a fost că de-a lungul timpului cât am fost eu însărcinată, au tot fost întrebări legate de nași și chiar au fost câțiva dintre voi care ne-au întrebat dacă îi pune pe Bunești nași. Și noi eram gen la modul... Bă, nu mai întrebați! Și la Q&A-uri, de la Q&A-uri pe
dacă în fiecare Q&A era cine zici? Ștergeam, ștergeam comentariile, ștergeam întrebările. Mamă, și eram ferate, deci opriți-vă că ne stricați surpriza. Chiar a fost o surpriză, ei nu se așteptau, adică cred că se vede pe filmare că a fost reacția mega genuine. Deci pur și simplu nu se așteptau și fix asta vorbeam cu Marian când ne-am gândit cum să facem, au fost multe scenarii, dar pe măsură ce s-a apropiat momentul am tot schimbat scenariul pentru că na, bebe e cel mai important în ecuația asta, să nu-l știm. Știi cum e cu planul, îți faci un plan și pe la fața locului ăștia, stai că nu se potrivește. Da, și fix asta vorbeam, ne gândeam ce reacție să aibă și fix reacțiile pe care le intuiam noi doi, fix alea au fost reacțiile pe care le-au avut, deci atât de bine ne cunoaștem și ei pe noi și noi pe ei. Deci, buneștilor, bine ați venit în familie, bine am venit noi în familia voastră. Vă lăsăm pe voi să încheiați acest vlog. Da. Nășiții cum sunt? Foarte fericiți. Ne îmbrăcam și noi mai frumos dacă știam că primim astfel de cerere. Da, nu putem expira în cuvinte. Sunteți perfect. Da, nu. Și Noel e perfect. Cel mai. Bine. Mult ca perfect. Ziceți voi, acesta a fost locul de? Acesta a fost nașii de. Atât.